Salut, eu sunt Alex și aceasta este a cincea lună în care investesc consecutiv. Scopul meu este acela de a obține un venit pasiv provenind din dividende. În această lună voi investi 10 euro în două companii și pe lângă acest 10 euro voi investi dividendul primit luna trecută. Voi începe prin a investi în Realty Income. Este o companie de imobiliare, de vânzări imobiliare și închirieri, iar prețul meu mediu de achiziție este peste prețul pieței. Așa că, făcând această achiziție, îmi voi scădea puțin prețul mediu. Acum că am investit în această companie, voi trece la următoarea, care este Cisco. De asemenea, prețul meu mediu, linia punctată, este peste prețul mediu, așa că voi cumpăra de 5,31 euro, cei 31 de cenți fiind dividendele obținute în luna trecută. Acum că am făcut și această investiție, vreau să vă arăt ce dividende am primit luna trecută. De la videoclipul anterior am primit 0,7 cenți de la Realty Income, 0,7 cenți de la Cisco și 24 de cenți de la AT&T. Suma totală de dividende primită până acum, de 5 luni, în care eu investesc, este de 3 euro. După ce am observat că Netflix a scăzut drastic, am crezut că este șansa mea de a face un profit mic și am investit 7 euro, doar că el a continuat să scadă. Așa că nu investiți la emoții, faceți o analiză asupra pieței. În cazul meu de față, este o sumă mică pierdută. Mai departe, vreau să vă arăt randamentul de până acum. Am un randament de 8,63%. Este unul destul de bun, având în vedere cum se situează piața acum și cu un profit de aproape 20 de euro. Contrar scopului meu de a face un profit mai mare din dividende, am reușit să obțin o creștere mai mare a tuturor acțiunilor. Cam atât am avut de prezentat. Dacă vrei să începi să investești, ai în descriere un link prin care primești gratis o acțiune la o companie random. Ne vedem data viitoare!